Cum să aduci sancțiunile la penibia? Foarte simplu, citesc eu o știre de la TV8. Guvernul Canadiei anunță sancțiuni împotriva nouă persoane din Republica Moldova, asociate cu oligarhii Vladimir Plahotniuc și Ilan dar și partidele conectate la fostul deputat refugiat în Israel. În lista sancțiunilor, atenție, au ajuns și șase televiziuni rămase anterior fără licență. Sper că se vede aici, da? Iată știrea de la TV8. Oameni buni, dar asta cum? Canada aplică sancțiuni la șase televiziuni din Republica Moldova. Asta înseamnă că ce? Ele nu se poată să emită în Canada? Canadienii nu se poată privi televiziunile lui Plahotniuc și lui Șor? Doar gândiți-vă la această inepție, la această prostie. Sună bine, parcă, dar dacă stăm să intrăm în esență, care este efectul unor astfel de sancțiuni? Care este pierderea sau deranjul provocat lui Plahotniuc? Sau lui Șor, sau televiziunilor acestora, prin faptul că ele vor fi sancționate în Canada. Canadienii nu vor privi propaganda lui Plahotniuc și a lui Șor. Vă imaginați despre, despre câte prostie noi vorbim. Iar totul se face pentru a crea impresia și percepția publică, domnule, noi luptăm cu hoții, domnule, noi le punem sancțiuni. Dar dacă stăm să ne gândim mai bine nu este nicio eficiență, nicio logică, ba din potrivă, sunt aberante astfel de sancțiuni. Pentru că o televiziune din Republica Moldova nu este sub nicio formă, nici pozitiv, nici negativ, influențată de o sancțiune din Canada. Că este o sancțiune din Canada, că nu este, cum funcționa televiziunea, așa și funcționează. Sau cum avea un anumit rating, așa și-l are. Nu cred că Orizont TV sau Orhei TV sau publica sau primului Placotniuc intenționa vreodată să-și deschidă emisie, domnule, pe teritoriul Canadei ca să informeze și canadienii. Doamne, doamne sfinte, uneori am impresia că trăim într-o casă de nebuni în care cine primul îmbracă halatul alb, acela este doctor. Scrieți-mi voi în comentarii, dragi prieteni, dacă credeți că marele sancțiuni internaționale împotriva televiziunilor, mai ales în Canada, au vreo logică și au vreo, vreun rezultat, vreo finalitate. Mulțumesc!